Lupta pentru fotoliul de șef al statului se va da între 9 candidați. Cine sunt cei care pretind la cea mai înaltă funcție în stat? Ne spune Nicoleta Apostol. Bun găsit, cu numărul 1 în buletinul de vot, dar cu ștampila retrasă, este Marian Lupu. În dreptul cifrei 2, dar primul dintre cei rămași în cursă, este candidatul PL Mihai Ghimpu. Acesta are 64 de ani, s-a născut în satul Colonița din municipiul Chișinău și este deputat în Parlament. A fost șef al legislativului și a asigurat interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova între 2009 și 2010. Urmează candidatul PPM Iurie Leancă, s-a născut în Cimișlia, are 52 de ani și este parlamentar. A fost prim-ministru în perioada 2013-2014, iar anterior a deținut funcția de ministru de externe. Jurnalistul Dumitru Ciubașenko este următorul în buletinul de vot. A fost redactor șef al ziarului Moldavskie Vodomosti, unde a lucrat 14 ani. În 2009 a creat o nouă publicație, Panorama. În 6 ani, Ciubașenko a candidat la diferite funcții din partea 3 formațiuni diferite, inclusiv pe lista PLDM condus de Vlad Filat. Urmează candidatul PAS, Maia Sandu. Ea are 44 de ani și este din satul Risipeni, Fălești. A fost ministru al educației timp de 3 ani. La sfârșitul lui 2015, Maia Sandu s-a desprins de Partidul Liberal Democrat din Moldova lui Vlad Filat și și-a lansat propria platformă, care ulterior a devenit partid. Un alt candidat este socialistul Igor Dodon. Politicianul s-a născut în Sadova, Călăraș. Are 41 de ani și este deputat. Anterior a fost prim-viceprim-ministru și ministru al economiei. Următoarea în buletin este Silvia Radu, candidat independent. Ea are 44 de ani și s-a născut în orașul Hâncești. De meserie este jurist și filolog. Silvia Radu și-a început activitatea în sectorul energetic în 1995, ulterior, în perioada 2008-2015, a condus Gaz Natural Fenosa. Un alt candidat independent este Maia Laguta. Ea are 64 de ani și s-a născut în satul Balatina, raionul Glodeni. De meserie este economist și regizor, dar este cunoscută mai mult ca activist civic. A candidat de 2 ori la alegerile parlamentare, iar în 2011 s-a înscris în cursa pentru funcția de primar al capitalei. Penultimul în buletin este candidatul din partea Partidului Dreapta, Ana Guțu. Are 54 de ani și s-a născut în satul Alexandru Ioan Cuza, Cahul. De meserie este filolog și deține funcția de prim-vicerector la ULIM. Din aprilie 2009 până în 2014 a fost deputat. Încheie lista fostul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, candidat independent. Are 56 de ani și s-a născut în Pânzăreni, raionul Fălești. Este deputat în Parlament și membru al Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană. Ghilețchi a fost parlamentar și în perioada 1998-2001.